Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Am în seara aceasta o rugăminte specială la dumneavoastră și dacă puteți, vă rog să țineți cont de ea. Vă rog să închideți ochii toți și să ascultați ce vreau să vă spun. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui, căci scut și pavăză este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost, și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare, de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi. Îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde. Voi fi cu el în strâmtorare. Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Și tot poporul să spună: amin. Amin. Lăudat să fie Domnul. Vă invit să vă reocupați locurile, frați și surori. Ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu. Ne bucurăm de lacrima care scoate din noi necazul, disperarea, singurătatea, necredința. Este vărsată în cinstea Domnului și în speranța că ne este Mântuitor, ne este Tată și ne este Izbăvitor. Și chiar dacă sunt momente de dificultate în viața noastră, Domnul este steagul nostru. El este cetățuia noastră și turnul nostru de adăpost și de scăpare. Și nu ni se va întâmpla niciun rău. Dacă îl căutăm pe Domnul, El ne va căuta pe noi. Binecuvântat să-i fie numele. Puneți la inimă aceste cuvinte pentru momentele de necaz, de strâmtorare și de singurătate. Mă bucur de cuvântul pe care Domnul l-a spus prin acest tânăr bărbat pe care l-am invitat să spună predica în limba engleză. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe el și casa lui și să-l păstreze înaintea Domnului plin de râvnă și integru. Pentru timpul care a mai rămas, vreau să spun câteva cuvinte continuând ceea ce spunea el. El vorbea despre motivație, eu vreau să vorbesc despre influență. Influența ca și motivația sunt două lucruri care definesc personalitatea unui om. Și niciunul dintre noi nu putem fi mai mult decât suntem. Putem părea mai mult decât suntem, dar nu putem fi altceva decât suntem de fapt. Și noi suntem suma motivațiilor noastre și noi suntem suma influențelor manifestate asupra noastră încă din primele zile de când ne-am născut, în familie, în școală, în biserică și în orice alt mediu unde se pune presiune asupra noastră prin exemplu personal sau prin informație. Vreau să vă spun că acest om despre care a vorbit Deni, Ioas, unul dintre împărații care la 7 ani a ajuns împărat, a domnit 40 de ani la Ierusalim, în regatul de sud, în Iuda. Și titlul scurtei mele predici este
Ce faci după ce îți moare mentorul? Ce faci după ce îți moare tata? Ce faci după ce moare mama? Ce faci după ce îți moare pastorul, după ce te muți din biserica asta? Ce faci după ce te căsătorești? Ce faci după ce ieși de sub autoritatea care te-a educat, care a pus în inima ta un sistem de valori, un sistem de priorități? În ce măsură rămâi fidel sistemului de educație pe care oamenii dragi ți au pus-o în viața ta? Și vreau să vă spun că Ioasa a avut părinți și bunici. Și vreau să vorbesc în primul rând despre bunicul lui și să vă spun că a fost un om rău. Doar datorită influenței care s-a manifestat asupra lui. Și apoi vreau să vorbesc despre tatăl lui și să vă spun că a fost un om la fel de rău. Doar datorită influenței care s-a manifestat asupra lui. Și vreau să vă vorbesc despre Ioas și vreau să vă spun despre el că a fost un om rău. Priviți, vă rog, în capitolul 21 din aceeași carte, 2 Cronici, și veți constata că Ioram, bunicul lui Ioas, a fost un împărat rău al lui Iuda, a trăit între 835 și 845 înainte de Domnul Iisus și a domnit 8 ani. El s-a căsătorit cu Atalia, nici mai mult, nici mai puțin, decât cu fata lui Ahab și Izabela. Din cuplu Ahab și Izabela a ieșit o viperă cu numele de Atalia. Femeia aceasta a făcut din acest bărbat un monstru. Aceasta a fost o femeie rea. O femeie destrăbălată ca și mama ei, ca și tatăl ei. Și femeia aceasta l-a terorizat pe soțul ei și așa de tare l-a presat cu personalitatea ei puternică, încât i-a deformat comportamentul și a ajuns un împărat foarte rău. A făcut ce este rău înaintea Domnului. Și Scriptura ne spune în capitolul 21, versetul 6, următoarele cuvinte. El a umblat în calea împăraților lui Israel cum făcuse casa lui Ahab, fiindcă avea de nevastă pe o fată a lui Ahab și a făcut ce este rău înaintea Domnului. A făcut ce este rău înaintea Domnului pentru că și-a ales o soție care era rea în inima ei. Și mama ei a fost la fel de rea și tatăl ei a fost la fel de rău și venea dintr-o familie nespus de rea și el s-a căsătorit cu această fată. El a crezut că dacă e frumoasă, e destul. El a crezut că o să o schimbe. A crezut că ea, de dragul ei, de dragul lui, o să se schimbe. Însă ea a rămas rea și l-a făcut și pe el, la fel ca și pe ea, la fel de rău. Acest bunic al lui Ioas a fost un om rău înaintea Domnului. Și în versetul 6, Scriptura spune, datorită nevestei pe care și-a luat-o și era fiica Izabelei. Dacă îți trece prin minte să te căsătorești, dacă ai trecut de 18 ani și te gândești la momentul în care Dumnezeu îți va scoate în față o fată sau un băiat în perspectiva căsătoriei, al legământului sfânt pentru restul vieții, te rog în această seară, ascultă cuvântul Domnului. Să nu te căsătorești cu fiica Izabelei, pentru că din pisică ce iese mănâncă șoareci. Să nu te căsătorești cu fiica Izabelei, pentru că Izabela nu știe să se închine și nici pe fiică s-a învățat-o să se închine. Pentru că Ahab a omorât un om pentru o bucată de pământ. A fost un om sadic, un megaloman, adică un om care a crezut că îi se cuvine totul, iar orice om putea să moară liniștit ca să-și împlinească el plăcerile lui prostești. Și acest bărbat n-a avut niciun criteriu de selecție. S-a uitat după părul brunet, după ochii albaștri, după cine știe ce formă a trupului și a spus, asta îmi place. Da, da, e fiica Izabele, I don't care. Fiul lui Ioram și tatăl lui Ioas a fost Ahazia. Și Scriptura ne spune că a fost un împărat la fel de rău. Capitolul următor din 2 Cronici, a domnit doar un an. El a avut un bunic bun pe Iosafat. A avut un tată rău pe Ioram, de care am vorbit. A avut o mamă rea pe Atalia. A avut sfetnici răi. Priviți în capitolele, în capitolul 22, versetele 4 și 5. Lăsați-mă să citesc cuvântul Domnului. El a umblat în căile casei lui Ahab, căci mamă sa îi dătea sfaturile. Cine a fost mamă sa? Mamă sa a fost soția lui taică-so.
Mama sa l-a nenorocit pe taică-so și l-a nenorocit și pe el. Femeia asta a nenorocit doi împărați, pe bărbatul ei și pe fiul ei. Atalia și-a nenorocit bărbatul și și-a nenorocit copilul. L-a nenorocit pe Ioram, care era soț, și l-a nenorocit pe Ahazia, care era fiu. Încă o dată citesc cuvântul Domnului. El a umblat în căile casei lui Ahab, căci mamă sa îi dătea sfaturi nelegiuite. Aceștia, aceleași sfaturi care i le-a dat lui bărbatul său, i le-a dat și lui fiul său. Și cum pe primul împărat, Ioram, bunicul lui Ioas, l-a băgat în pământ, ca pe un împărat rău, așa a făcut și cu fiul său. Ea n-a avut decât un set de sfaturi rele. Ascultați-mă, dragi tineri, eu știu că voi aveți o impresie bună despre voi. Și eu la vârsta mea am avut la fel. Dar vreau să vă spun că cea mai nenorocită, cel mai nenorocit lucru care vi se poate întâmpla este o influență negativă. Să trăiți în preajma cuiva care vă spun: păstorul vostru nu-i bun de nimic, dirijorul vostru nu-i bun de nimic, biserica voastră nu-i bună de nimic. Să știți că dacă vă spune asta pentru un an de zile, ajunge să credeți lucrul ăsta. Veți urâ pe păstor fără să vă facă niciun rău. Îl veți urâ pe dirijor, nu-l veți mai putea suferi fără să vă facă niciun rău. Vă veți duce la orice biserică, dar nu veți mai berin la Betania, măcar că nu v-a făcut niciodată niciun rău, doar datorită unei influențe negative. Ascultă-mă, cineva care îți bagă în cap niște lucruri rele te poate nenoroci pentru restul vieții. Femeia asta a nenorocit doi împărați, și pe bărbatul ei și pe fiul ei. Să fugi de Atalia cât poți de mult. Când o vei întâlni și îți va spune că nu-i bun păstorul, că nu-i bun taică-to, că nu-i bună maică-ta, că nu-i bun dirijorul, că nu-ți bun bătrânii din adunare, că nu-i bună biserica, să-i spui așa: tu cu mine a doua oară de vorbă nu o să mai stai. Să te ferești de Atalia, că te nenorocește. Te bagă în pământ și pomenirea ta va rămâne ca un om rău. Să te ferești de oamenii care te influențează rău. Să te ferești de bârfitori. Să te ferești de oamenii care critică negativ. Să te ferești de oamenii care spun că ei sunt buni și alții răi. Să te ferești ca de foc. Uite-te bine la mine. Eu am avut odată vârsta ta și am trecut prin multe în viață ca și părinții tăi. Ferește-te de Atalia și de influența ei negativă. Că-ți ia sufletul și îl coboară în locuința morților. Dar nu numai mama lui a fost rea. Priviți versetul 4. A făcut ce este rău înaintea Domnului, ca și casa lui Ahab, căci după moartea tatălui său, îi erau sfetnici spre pierzarea lui. A avut o mamă care l-a influențat negativ și a avut sfetnici. Ce înseamnă sfetnici? Niște oameni pe care iei pe lângă tine, ca pe niște oameni în care ai încredere în ei și în sfaturile lor. Nu ți s-a întâmplat să te învețe tatăl tău să faci un lucru și prietenii tăi te învață opusul? Și tu în mintea ta spui: tata nu știe ce spune, că e bătrân și vine din România și n-a știut decât să are pământul cu calul. Dar prietenii mei sunt emancipați, au școală, sunt crescuți în America. Și cum să fiu eu diferit în cercul meu de prieteni? Am să fiu ca și prietenii mei. Pentru că te conformezi anturajului în care trăiești și sfetnicii aceștia îți nenorocesc sufletul și tinerețea. Și te implici în relații sexuale, și te implici în droguri, te implici în alcool, te implici în țigări, te implici în anturaj dubios și îți nenorocești sufletul și te căsătorești cu o fată destrăbălată și pentru întotdeauna tu îți nenorocești sufletul și nu mai există nici o scăpare pentru tine. Ce să faci? Să divorțezi? Te duci din rău în mai rău și din păcat în păcat și din nenorocire în nenorocire? Ascultă-mă bine, fugi de Atalia și fugi de sfetnicii aceștia care îți coboară sufletul în locuința morților. Apropie-te de oameni care vorbesc despre Dumnezeu. Apropie-te de oameni care îți vorbesc despre Iisus. Stai lângă oameni care se roagă și care te învață cum să te rogi. Vino la tineret, nu te duce la discotecă și la bar. Nu te mai duce la curse de mașini când e repetiție. Nu mai sta la Starbucks când e rugăciune. Ascultă-mă, tu poți să te duci unde vrei, dar într-o zi o să-ți aduci aminte de cuvintele mele când va fi prea târziu. Tinerețea ta este importantă, e atât de importantă, încât în seara aceasta trecem dincolo de limitele predicării și vă spunem mai direct decât de obicei: feriți-vă de influența negativă, tineri dragi, pentru că o influență negativă dă naștere la o motivație greșită.
trăiți în păcat în afara bisericii și când veniți în biserică puneți mâna pe instrument sau puneți mâna pe unealta de lucru și slujiți Domnului. Și motivația este greșită și nu știe nimeni. Nimeni. Femeia aceasta a băgat doi împărați în pământ. Pardon, trei. Cel de-al treilea e nepotul-o. Pe Ioas. Uitați ce a făcut ea. Când a văzut că i-a omorât, că fiul ei a fost omorât, Ahazia, ea a omorât pe toți cei care urmau să fie la tron, toți cei care aveau posibilitatea să devină regi. Atunci mătușa lui Ioas, având doar un an, l-a luat și l-a ascuns pentru o perioadă de 6 ani. Și nimeni n-a mai știut de el unde este. Și când s-a făcut el de 7 ani, un preot a fost folosit de Dumnezeu, Jehoiada. A fost folosit de Dumnezeu. Omul acesta s-a dus la preoți și i-a chemat la o ședință. I-a chemat și pe leviți și i-a chemat pe toți liderii naționali și regionali. Și a spus așa, veniți în jurul meu pentru că vreau să vă vorbesc. Iuda este în declin spiritual. Atalia domnește. Știți cine era Atalia? V-am spus mai devreme. Femeia aceasta 6 ani a domnit, a fost împărăteasă peste Iuda. O femeie destrăbălată. Fica lui Ahab și a soției lui. Uitați ce regină avem. Noi trebuie neapărat să-l punem pe copilul acesta împărat. Îmi asum responsabilitatea să stau lângă el, să-l veghez, să-l sfătuiesc și să-l cresc pentru onoarea numelui lui Jehova. Și atunci ei toți l-au promovat rege. Când a ajuns adult, l-au ajutat să se căsătorească. Și Jehoiada a stat lângă el și uitați ce bine a făcut, uitați ce reformă a făcut Ioas, influențat de Jehoiada. În primul rând, a pus poporul să facă un legământ cu Dumnezeu și a spus așa, vreau să vă angajați că postiți, vreau să vă angajați că vă rugați, vreau să vă angajați că veniți la adunare, vreau să vă angajați că sunteți punctuali, vreau să vă angajați că aveți o vestimentație care onorează numele Domnului, vreau să vă angajați că aduceți zeciuieli la casa Domnului, vreau să vă angajați că vreți să vă sfințiți voi și casele voastre după voi. Și poporul a spus, așa facem, așa facem. Așa facem. Apoi, un alt lucru pe care l-a făcut Jehoiada și pe care l-a influențat pe Ioas să-l facă, a dărâmat templul lui Baal și toți idolii care erau în el și l-a ucis pe Matan, care era preot în templul lui Baal. Ca să stârpească idolatria, a mers la rădăcină. Și a stârpit templu, a stârpit înseamnă a distruge. A distrus templu, a distrus idolii din templu și a distrus preotul. Și locul acela a rămas un loc gol. În felul acesta s-a risipit tendința lui Baal, a idolatriei. Dar nu numai atât, mai mult de atât. A restaurat slujbele preoțești din templu. A pus preoți și le-a spus așa, tu ești preot aici, tu ești preot aici, tu ești preot aici. Nu, că până acum n-a fost așa. Ascultați-mă, trebuie să restaurăm lucrurile după voia lui Dumnezeu manifestată prin părintele nostru David, a spus Jehoiada. Dar nu numai atât. A restaurat slujba ușierilor. Erau ușieri în templu? Păi așa spune Scriptura. A restaurat slujba ușierilor. Care era rolul ușierilor? Rolul lor era multiplu. Dar printre altele era să nu permită lucrurilor și oamenilor necurați să intre în templu, să țină ordinea, să țină disciplina, pentru că acolo era casa lui Dumnezeu. Și el a restaurat slujba ușierilor și le-a dat autoritate și i-a pus pe fiecare la locul lui. Imaginați-vă ce deranjați au fost cei care până atunci intrau așa în templu, fiecare cum vrea. Și acum se întâlnea cu ușierul și îi spunea, tu nu poți să intri în templu. Dar tu cine ești, mă, să-mi spui mie că nu poți să intru în templu? Păi tu știi câți bani am dat eu la templu? A fost un șoc pentru cei care erau obișnuiți să intre oricum, când au fost confruntați cu regula. Că oamenilor nu le plac regulile. Dar nu numai atât. A organizat preoții, leviții, liderii, a instaurat pacea și liniștea în țară. Priviți versetul 21, este superb. Vorbește despre liniștea care era în țară, ordine. Liniște sfântă. Legile Domnului pluteau în aer și în inimile oamenilor. O atmosferă minunată. Ce reformă a făcut Ioas? Da de unde?
În spatele lui era un mare bărbat, numit preotul Jehoiada. Acesta a încercat să-l educe pe Ioas, să-l învețe legile Domnului. Și Ioas, spune Scriptura, că atâta timp cât a trăit Jehoiada, așa a făcut. Priviți 24:2. Ioas a făcut ce este bine înaintea Domnului, în timpul vieții lui? Nu! Spunea Deni, în timpul preotului Jehoiada. Când a murit Jehoiada, Ioas a devenit un alt om. Iată fățărnicia, ipocrizia. Ce faci când îți moare liderul? Ce faci când pleci de la tata? Ce faci când ieși din casă? Ce faci când pleci din biserică? Ce faci când pleci de la cor? Cum te comporți când nu vine pastorul? Cum te comporți când nu ești în prezența lui tata și ești singur? Care ți este comportamentul? Cât a trăit Jehoiada, Ioas era un om cinstit, îl puneai la rană, ai fi zis despre el, ăsta dă împărat. Când a murit Jehoiada, a murit și cinstea lui Ioas. I-a murit paznicul, i-a murit polițistul, i-a murit bodyguardul, i-a murit obligația. Și dintr-o dată s-a simțit liber și a spus, asta da viață, acum o să mă desfășor. Și a început să se desfășoare. Și priviți în ce fel s-a desfășurat. După reforma lui Jehoiada, urmează ruina lui Ioas. Închinarea față de Dumnezeu se mută față de împărat. Capitolul 24, versetul 17. După moartea lui Jehoiada, căpeteniile lui Iuda au venit și s-au închinat înaintea împăratului. Atunci împăratul i-a ascultat. Au părăsit casa Domnului, Dumnezeul părinților lor, și au slujit astarteilor și idolilor, și mânia Domnului a venit peste Iuda. Un singur om a făcut ca Iuda să trăiască în sfințenie. Un singur om a pus ordine în templu. Un singur om l-a ajutat pe Ioas să se căsătorească și să aibă familie. Un singur om a pus ușieri și preoți și a făcut liniște în țară. Când omul ăsta a murit spiritualitatea, a murit omenia, a murit tot ce este bun, frumos și demn. Ioas rămâne. Toată lumea credea că el este meritul la ce s-a întâmplat. Ioas rămâne. Dar nu el era meritul. El a adus înapoi idolii, a adus înapoi Astarteia, a zidit din nou templu, l-a reînviat pe preotul pe care l-a omorât, în sensul că a adus altul în locul lui și Iuda a revenit la idolatrie. Unde ești, Jehoiada, omului Dumnezeu, să vezi ce a ajuns ucenicul tău? Unde ești, Jehoiada, omului Dumnezeu, să vezi ce a ajuns copilul tău, pe care l-ai luat de la vârsta de 7 ani și n-ai ținut lângă tine? Însă ceea ce este de-a dreptul insuportabil este următorul lucru. Jehoiada l-a luat pe Ioas, l-a pus împărat, l-a ajutat să se căsătorească, a fost cu el, l-a ajutat să facă reformă și după ce a murit Jehoiada, Ioas l-a omorât pe fiul lui Jehoiada. Pur și simplu i-a omorât copilul. Copilul lui Jehoiada a devenit proroc. Și Scriptura ne spune că l-a trimis Dumnezeu la Ioas să-i spună, cum îți permiți să-ți bagi joc de lucrarea pe care ai făcut-o împreună cu tatăl meu? De ce ai rezidit templul lui Baal? De ce ai adus Astarteia din nou aici? De ce împingi pe Iuda înspre păcat? Știți ce a făcut Ioas? L-a luat pe fiul celui care i-a făcut bine și l-a omorât. A pus poporul să-l omoare și sub influența împăratului Ioas, poporul l-a omorât pe copilul celui care l-a promovat. Incredibil. Nu-i mediocritate, este meschinărie, este răutate, este nebunie, este orbire spirituală. Să-ți facă un om bine cât trăiește în viață, să te facă om și tu să-i omori copilul. Ce se întâmplă după ce-ți moare mentorul? Cât ai fost la tata acasă, n-ai fumat. Ce faci după ce pleci de la tata? Cât ești în biserică, ești cu minte. Ce faci după ce pleci din biserică? Influența poate să te transforme dintr-un copil bun într-un om pe care nici părinții să nu-l mai recunoască. Obraznic, vulgar, pornografic, răutăcios, destrăbălat, de dat la orice fel de compromis, droguri, alcool, țigări, nu te dai înapoi de la nimic. Și stă tata și te plânge, și stă mama și nu mai doarme, nu mai are nopți decât albe,
pentru că este rușine să mai meargă la adunare. Se întreabă, cine mi-a schimbat copilul? Pentru că l-am învățat să se roage, l-am învățat să postească. În casa mea n-a mințit, n-a furat, n-a băut, nu s-a drogat. Ce se întâmplă cu copilul meu? Ce faci după ce-ți moare mentorul? Ce faci după ce pleci din prezența păstorului? Atitudinea aceasta meschină de a fi curat, doar, de a fi cu minte doar în prezența lui tata, a păstorului, a lui mama, a rudelor, este o atitudine mediocră și urâtă. Și asta nu te duce decât la pierzare. Ioas se părea că e un băiat bun, dar când i-a murit mentorul, i-a murit și omenia, i-a murit și sfințenia, i-a murit și pocăința. Și dintr-o dată spune Scriptura că a devenit un om rău. Și vine copilul mentorului lui în numele Domnului și îi spune cuvântul de prorocie, pocăiește-te că Domnul s-a mâniat și el nu ascultă. Și pune poporul să-l omoare cu pietre pe prorocul lui Dumnezeu, pe fiul mentorului lui. Aș vrea să închei spunându-vă următoarele lucruri. Moise a avut un ucenic, pe Iosua, dar Iosua a fost om după ce a murit Moise. Ilie a avut un ucenic, pe Elisei, dar Elisei a fost om după ce a murit Ilie. Domnul Iisus Hristos a avut 12 apostoli sau 11 și după ce a murit Domnul, 11 dintre cei 12 au fost oameni și cu ei s-a scris istoria lui Dumnezeu. Pavel a avut un ucenic, sigur, mai mulți. Îl menționez pe Timotei, aș putea să-l menționez pe Tit. Pavel a murit, dar Timotei a rămas om. Numai Ioas, avându-l ca ucenic pe preotul Jehoiada, după ce a murit preotul Jehoiada, el ca și cum a venit din pădure, nu din templu. În această seară, stimați părinți, ca unul care sunt părinte împreună cu dumneavoastră, vă spun următoarele lucruri. Copiii noștri nu sunt influențați doar de noi. De noi sunt influențați să vină la biserică, să se roage, să se pocăiască și să fie cu minți. Dar dumneavoastră știți că pe timp ce crește vârsta, ei stau mai puțin acasă și mai mult cu prietenii lor. Și prietenii aceia îi învață despre sexul liber, despre căsătoria de probă, despre gustul țigărilor, alcoolului, drogurilor, despre furtișaguri, despre nopțile pierdute în nu știu ce cafenele, discoteci sau cluburi, că lucrurile acestea nu sunt rele, despre cum să-și mintă părinții când se întorc târziu acasă și să spună că cine știe ce, că a fost trafic. Copiii aceștia în care noi am investit 15 ani sau poate 18 ani sau poate 20 de ani, vine Atalia și ni-i nenorocește. Și ia și din mâna noastră și din mâna lui Dumnezeu și aruncă în brațele diavolului. Atunci când venim de la Amvon și vă spunem că este nevoie o dată pe lună să facem o seară pentru tineri, să le vorbim puțin și în limba lor, nu trebuie să se ducă la americani, găsesc înțelegere la tatăl lor, la mama lor, la păstorii lor, la oamenii care i-au vegheat când au crescut, de când au venit la binecuvântare. Nu vrem să ne distrugem copiii. Nu vrem să-i aruncăm în brațele nimănui. Trebuie să fim o biserică cu o viziune înțeleaptă și realistă, fără să mai aducem în discuție lucruri care nu funcționează, care nu sunt realiste, care n-au niciun succes din capul locului. Și în această seară fac apel la dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți baza acestei biserici. Dacă vreți să rămână copiii ăștia lângă noi și să îmbătrânim zâmbind și bucurându-ne, nu plângând, și să plecăm acasă la Domnul, nu întristați și înlăcrimați că ne-am lăsat copiii în brațele Ataliei, ci în brațele lui Iisus Hristos. I-am lăsat în câmpul de misiune, i-am lăsat în cor, în fanfară, în comitet, în slujire, nu în destrăbălare și în mediocritate și în lucruri ascunse. Atunci vă rog, uniți-vă împreună cu noi, că nu vă vrem răul. Vrem să postim împreună, vrem să ne rugăm împreună și vrem să creștem generația aceasta de copii și de tineri ai bisericii, în primul rând arătându-le cum trebuie să fie și sprijinând exemplul acesta prin informația pe care le dăm în mod sistematic. În încheiere, dragi copii, dragi tineri, vreau să vă spun următorul lucru. Niciodată nu o să vă iubească cineva mai mult decât vă iubește femeia aceea simplă de pe bancă care v-a dat viață.
Femeia aceea v-a purtat în pântece aproape un an de zile. Ea a stat nopți întregi cu voi ca să vă crească. Ea vă cunoaște sensibilitățile, vă cunoaște apucăturile rele, vă cunoaște mofturile. Ea împreună cu tatăl vostru vă iubește cu adevărat. Ei nu vă vor răul, ei nu vor să vă manipuleze. Țineți cont de sfaturile lor. Asta nu înseamnă să vă depersonalizați, ci înseamnă să-i consultați, pentru că oamenii aceștia vă vor binele. Au venit în țara asta unde nu știu să-l spună două vorbe în engleză și să îndure umilința că la bătrânețe nu știu să vorbească, doar ca voi să aveți un viitor. Nu îndurerați umilința lor peste măsură, în mod inutil, pentru că ei vă vor binele. În casa aceasta o să fiți fericiți. Aici trebuie să vă căsătoriți. În casa aceasta trebuie să-L lăudați pe Domnul. Din casa aceasta trebuie să vă luați nevastă și bărbat. În casa aceasta trebuie să îmbătrâniți. Din casa aceasta trebuie să plecați în misiune. Și în casa aceasta trebuie să vă întoarceți. Sau într-o alta ca aceasta, unde se spune numele Domnului. Ascultați-mă, Atalia e pe urmele voastre, cu tot felul de bomboane, pentru ca să vă fure tinerețea și să vă coboare sufletul în locuința morților. Uitați-vă la femeia asta destrăbălată că a distrus trei împărați. Pe bunicul, pe tatăl și pe fiu. Trei generații de împărați le-a coborât în țărâna pământului în rușine. Vreau să stăm înaintea Domnului în această seară și să vă întreb, stimați părinți, vă permiteți în familie să criticați pe cineva din biserică în prezența copiilor? Nu înțelegeți că vă distrugeți copiii? Nu mi-o luați în nume de rău, eu nu vreau să vă dau cu palma peste obraz. Eu sunt fratele dumneavoastră, eu sunt aici ca să vă slujesc. Ascultați-mă, vă distrugeți copiii dacă le băgați în cap lucruri negative. Nu faceți asta, frați dragi, nu faceți asta, surori dragi. Învățați-i să ierte, să iubească, să respecte, pentru că așa i-ar învăța Hristos dacă ar fi în locul dumneavoastră. Împingeți-i înspre adunare, înspre rugăciune, colaborați cu frații care slujesc în biserică. Nu-i vedeți niște dușmani, pentru că sunt prietenii și sunt oamenii care vă stau la îndemână să vă ajute, pentru ca copiii aceștia să nu fie furați de Atalia, ci să fie închinați Domnului. Aș vrea să ne rugăm în această seară. Mă adresez părinților, dacă socotiți că sunt lucruri pentru care trebuie să vă pocăiți, să nu vă doară ce vă spun, pocăiți-vă. Dacă sunt lucruri pe care trebuie să le îndreptați, nu vă supărați pe mine. Și la bătrânețe ai lucruri de îndreptat. Îndreptați-le. Dragi copii, dacă ați văzut în părinții voștri dușmani, dacă ați văzut în păstorul vostru un baubau de care trebuie să vă ascundeți, nu trebuie să vă ascundeți de noi. Noi vă iubim. Suntem aici ca să vă ajutăm să nu repetați unele dintre experiențele pe care probabil unii dintre noi le-am făcut în necunoștință și în neștiință. Aș vrea în seara aceasta să vă întreb, are Atalia influența asupra voastră? Dacă da, trebuie să spui în seara aceasta, Doamne, eu îți promit că mă întorc cu spatele la Atalia și cu fața la tine și la părinții mei, la pastorii bisericii. Și o să colaborez cu familia mea, cu părinții mei, o să-i respect, o să le cer părerea ca unii care mi-au dat viață și m-au făcut om. Nu te ascunde de ei. Nu-i trata ca pe niște babaci care nu știu ce spun. Respectă-i că oamenii aceștia, chiar dacă n-au multă carte așa cum ești tu, cum ai tu, au experiența vieții și oamenii aceștia știu ce este mai bine pentru tine dacă colaborezi cu ei. Vreau să te întreb, în seara aceasta ești pregătit să întorci spatele Ataliei? Poate Atalia înseamnă țigări, poate înseamnă un băiat care ți-a stricat mintea, poate o fată care ți-a stricat mintea, poate un anturaj destrăbălat care nu-ți bagă decât prostii în cap, poate țigări, poate pornografie, poate autosatisfacere, poate alte și alte nebunii care fac din tine un împărat care va coborî în locuința morților, nu în slavă, ci în rușine. Ia tinerețea ta și pun-o în mâinile Domnului. Va fi o onoare și pentru tine și pentru părinții tăi și va fi o cinste și pentru biserică și va fi glorie și slavă pentru Domnul. În seara aceasta vreau să reacționezi la mesajul Domnului și vreau să spui, dacă ești de acord, să te întorci cu spatele la Atalia. Eu nu știu care este Atalia pentru tine, ce înseamnă Atalia în viața ta, dar dacă există o Atalie în viața ta și sunt sigur că există cel puțin una, în seara aceasta te rog, hotărăște-te să-i întorci spatele că te distruge. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Haideți să ne închidem ochii și să stăm cu capetele aplecate înaintea Domnului. Mulți tineri sunt plecați în această seară. Este un weekend în care se călătorește mult.
Dar dintre cât sunt aici, vreau să întreb, este cineva care vrea să facă o diferență în seara aceasta în viața lui, hotărându-se în mod serios și responsabil să întoarcă spatele Ataliei, indiferent ce înseamnă Atalia în viața lui? Dacă există măcar un băiat sau măcar o fată care vrea să ia această decizie, tot serviciul divin dedicat vouă n-a fost în zadar. Te rog să ridici o mână fără să-ți fie rușine. Te rog în numele Domnului, fără să-ți fie rușine, ridică mâna. Domnul nu te eliberează dacă te ascunzi și dacă te dai drept altul. Fă-o de rușine pe Atalia și de străbălarea cu care a vrut să-ți fure tinerețea și sufletul. Haideți să ne aplecăm capetele și să ne rugăm împreună. Să strigăm la Domnul pentru copiii noștri și pentru tinerii bisericii. Să implorăm puterea Duhului Sfânt să le cucerească inima și puterea Evangheliei lui Iisus Hristos să le îndrepte și să le reorienteze viața pe calea Domnului. Să ne rugăm Domnului împreună cu inimă. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.